În ceea ce privește formarea profesorilor, pentru că tot așa în spațiul public au fost întrebări legate de formarea profesorilor, vreau să vă anunț că am colectat din teritoriu datele referitoare la formare și pot să anunț astăzi că aproximativ 94.000 de profesori au fost deja formați, iar pentru alții deja avem în derulare programe de formare. Ca măsură complementară, am realizat programul de formare a cadrelor didactice în parteneriat cu Televiziunea Română, acea teleșcoală a profesorilor. Toate aceste măsuri pe care Ministerul Educației și Cercetării le-a luat vin în contextul în care cu toții ne dorim revenirea la cursuri în spațiul școlii. Și părinți, și copii, dar și cadre didactice își doresc să revină la școală, dar în condiții de siguranță. De aceea, cred că revenirea aceasta la cursuri trebuie să reprezinte responsabilitatea noastră a tuturor, a părinților, a copiilor, a profesorilor, a autorităților publice locale. Să realizăm cu toții un parteneriat în așa fel încât riscul îmbolnăvirii să fie diminuat. Această revenire la cursuri reprezintă o asumare a întregii societăți. Educația trebuie să continue în orice condiții. Urez tuturor un an școlar cu rezultate, dar mai ales cu sănătate.